când încălzim caloriferii. Da, cum? Păi da. Da. La ce faci mâncare? Mâncare facem la reșou, la o plită electrică dată de cruce roșie. Dar nu ne putem permite să facem mâncăruri pregătite. Ceva ușor, că se face aburi. Da. E frig afară, e condens înăuntru. Saltelele se ude pe dedesubt. În toată dimineața noi ștergem pe supat, pe geam, pe lângă geamuri. Da, asta e situația, domnule. Nu ne putem permite mai mult, nu ne putem permite chirii. Cât de cât condiții că nu stăm sub șerul liber. E altceva ce vă putem spune. E dezordine, că e mult, suntem moți la un loc. Da, foarte mult. Foarte multă gălăgie până gălăgie, seara târziu. Copiii ăștia nu au stăpân, pot să zic chiar că nu au stăpân. Sunt care e o debandat, bani cheltuiți degeaba de la stat. Statul a cheltuit niște bani, a investit în băi, în veceuri. Da. Și nu păstra, domne, parcă nici n-ar fi a lor aici. Nu se folosesc de ele. Numai să strângi. Să-și bată joc, atâta. Să-și bată joc. Că noaptea nu mă pocnesc, bate. Nu, 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 la 7 începem serviciul și venim acasă. Noaptea mergem, noaptea venim, domnule. Dar avem nevoie de un pic de liniște. Toți suntem oameni care stau acasă și nu au servici. Asta e treaba lui. Nu mă interesează, da? În schimb, ar trebui să ne dăm seama că suntem într-o situație și totuși suntem protejați de stat și de lege până la urmă și ajutat și să nu ne bătem joc de ajutorul altuia. Că sunt oameni sărași necăjuți care au donat un ban pentru noi. Așa este. Și să ne fie nouă cât de cât bine. Dar nu trebuie să ne bătem joc sau să râdem de munca altuia. Nu știu cum o câștiga săracul un om un ban până l-o donat acum.